Am revenit și ne ținem de cuvânt, demascăm planul cum vor să lase oamenii fără proprietăți. Confiscarea terenurilor fermierilor pentru un bine superior, am încheiat citatul. Este vorba despre un nou pas al noii resetări și veți afla cum vor rămâne oamenii fără bunuri până în 2030. Și citesc din nou, vor intra în faliment personal și vor fi fericiți. Până la urmă, la asta se rezumă toată nebunia asta, la renunțarea în masă la proprietăți, domnule. Domnule, este un plan diabolic, urzit de rezii și nu de părății ăștia de la noi, ci de alții mult mai puternici și mai influenți. Vă arăt și declarațiile zilei, domnule. Domnilor, în timp ce românii sărăcesc, liderii noștri, formal sau informal, vorbesc despre iepuri. Din nou ne întoarcem la resetare, de această dată cea sexuală, și ajungem în Ucraina. Este un blestem al acestei Ucraine, o țară unde se poate organiza vot în favoarea căsătoriilor între persoanele de același sex, nu însă și alegeri parlamentare și prezidențiale. În Europa, un nou premier, rival al lui Putin, e pe cale să pice. Și, în același timp, și premierul lui Putin comite o greșeală epocală. Întrebarea este dacă în lungul șir de premier cu care se laudă, Putin și-l dărâmă și pe al său. Veți vedea imaginile cu care îl face de râs pe acesta. Și scandalurile orchestrate de Kremlin, doamnelor și domnilor, dărâmă până la urmă guvern după guvern. Peste ocean, percheziții la vila președintelui și citesc din nou, mi-au spart seiful, zici că au venit mascații lui Paraschiv. Delir în Statele Unite ale Americii, un președinte e percheziționat în premieră de FBI, iar altul își pierde hainele, domnilor și domnilor. Iar după fotbal și muzică, fostul primar Robu se lansează în cinematografie. Țara asta, credeți-mă, are resurse inepuizabile. Suntem peste tot acasă. Breaking news. Vă prezentăm acum, după cum v-am promis, nou plan al resetării alimentare. Cum vor să lase oamenii fără proprietăți și cum vor să confiște terenurile fermierilor pentru un bine superior, vedem chiar acum, domnilor și domnilor. The farmers are concerned about their land being taken away from them. The Dutch government has recently passed a law that now seems to not even have the proper legal basis, actually, that is going to mean that they're going to have to cut 30% of their livestock before 2030. And the government is selling this as a law that is going to solve a so-called nitrogen crisis, which is a non-existent crisis. Your viewers can go and look the Netherlands up on the map and see that we're a very tiny country that, you know, could not possibly be causing a dangerous nitrogen crisis compared to our neighboring countries who are much bigger that are not subjected to any of these rules. So it's really just a made-up crisis by our government because they want to take these farmers' land. The Netherlands is one of the world's largest agricultural producers. In addition to farmers' concerns, how could these restrictions impact the country and the global food supply? Well, the farmers have now, in a response to this new law, been protesting. And one of the things that they've done is they've blocked distribution centers. And they've done that because they want to show our country and also the rest of the world what happens when you shut down farmers. No farmers means no food. And we can see that now in Dutch supermarkets. We've had empty shelves for days. So the immediate effect is very visible to citizens, and the farmers want to show this is what happens when you shut us down. This is not just going to affect us. It's not just our heritage, our land, and our life on the line. It's also yours. Each day, more farmers are joining these protests and escalating their methods of protest. As you mentioned, they're blocking food distribution centers, but they're also blocking highways and airports. Do you see these measures as a desperate plea for help? Absolutely, yes. We've had farmers that have sadly already committed suicide because of these restrictions and these regulations, because this nitrogen law is really the straw that breaks the camel's back. But they've been subjected to so many insane regulations that have caused them to have to reorganize their entire farms over and over and over again to now finally oftentimes be completely shut down. E, și dacă să închid fermele și să taie vitele, domnilor și domnilor, o să rămână să mâncăm gândaci, pentru că Olanda a anunțat că este una dintre țările pilot pentru centrele de alimentație New Age.
una peste alta, ori fi buni, ori fi răi. Nu știm, singurul care pare să se lupte cu nebunia asta, cel puțin la noi în țară, e ministrul agriculturii Petre Daia, cât loc mai prinde zilele ministru, care a făcut o declarație extrem, extrem de sugestivă, în exclusivitate, aici, la punctul culminant. Să-l ascultăm. Îi combat, nu mănânc. Pentru că așa este normal și firesc. Eu le-am mai spus celor care pleacă pe drumul acesta al imaginației, punând gusturi de, în fața dorinților lor, noi, de a-și afirma o anumită atitudine, sau a croi o anumită atitudine și a dezvolta un anumit gust. Nu e cazul la români. Lucrurile acestea nu țin. Și nu țin pentru că vine împotriva firii. Am și auzit ca suport așa al justificării faptului că iată avem o proteină nouă. Eu le-am spus-o, fiți atenți că și lăcustele trăiesc tot de pe pământ. Să știți că ele mănâncă vegetați. Da. Nu mănâncă altceva, adică nu este o sursă sigură. Nu aș da nici o secundă pentru abordarea unei asemenea teme. Domnul Șerbănescu, menirea asta pare că o ia razna cu totul. Nu e de mii de ani de zile, lumea mănâncă diverse tipuri de carne. Că așa e construit omul și de-aia are canini, ca să sfârtece carne. Asta o citești în orice carte de anatomie, da? Dintr-o dată constatăm că vacile poluează, că emită azot și ar fi mai bine să le belim și să facem niște centre în care să prăjim gândaci. Nu și... chiar vacile, ci doar fecalele lor. Nu numai fecalele, și gazele pe care le emite. Am fost globalist aici. Așa. Am vorbit fecale și gaze împreună. Eu nu cred că a luat o omenirea razna, ci au luat-o unii de pe la Bruxelles, care sunt și cu unii care sunt de pe în Statele Unite, au luat-o razna complet. Asta sunt niște business-uri complet. Foarte mari, niște băgați oameni, extrem asta de bogați în centrele astea pilot, domnul, de mâncare New Age. Ca dacă e să fim obiectivi, cel mai scârbavnic lucru este faptul că s-au făcut bani de către acești oameni dintr-o nenorocire, cum e COVID-ul, că acum se fac din fecalele și flatulențele vacilor, asta nici nu e aproape de râs. Dar apropo de domnul Daia, îmi pare foarte rău, O să-l elimine. Aia vreau să vă întreb, mai rezistă mult ministrul? Nu, nu mai rezistă mult, dar cel mai interesant este totuși ce se va întâmpla în Olanda. Pentru că Olanda nu este o colonie, ci este unul din colonizatori și văd că nu este împăcată ea însăși cu această soartă de a deveni... Păi nu e împăcată populația, clasa politică pare a fi extrem de împăcată, cel puțin aia dominantă uite, în Parlament, asta că este ea problema. A adoptat legislația. Asta e problema. Eu când am spus de Olanda, m-am referit, fără să vreau, la populație, la oameni. Că așa e... Da. Olanda e o forță în industria alimentară și nu numai în general, în agricultură. De ce trebuie să distrugi tu ceva care merge și din care faci bani, Dumnezeule? Păi, că dacă nici olandezii nu fac din roadele pământului bani... Face să luptă alții care vor să facă bani din gândaci și din distrugerea oamenilor. Păi da, dar ce faci cu aia 30% care își pierd proprietățile și care nu vor mai avea mijloace de subsistență? Că nu o să s-apuce toată lumea să cultive gândaci de prăsilă. Domnule, să fie foarte clar, interesant este doar faptul că Olanda nu este o colonie și că apare o problemă în cadrul acestei entități între populație și cei care vor să răstignească această populație. Nu știu cine va câștiga. La noi, dacă e vorba așa, nu e sigur cine va câștiga, că ne omoară. Asta este programul și va fi realizat. Nu e deci nebunie asta, iertați-mă, că deci? Nu vreau să renunț foarte ușor la subiectul ăsta. Păi nu renunțați, dar nebunia asta este...
hai să spun, stipendiată și sprijinită financiar grandios. Deci eu când am văzut Dita Mai videoclipul de 2 minute pe net, care are milioane de accesări, cu faimoasa actriță de Hollywood Nicole Kidman, care mânca vreo 4 feluri de gândași croitori și nu mai știu ce lăcuste, și ne spunea cât de admirabile sunt. Iertați-mă, aia nu face ca influencerii noștri cu două rochițe și un ruj. Și-a construit terenul pe care crește, da, așa. Păi aia, deci nu-i l-a dat Dumnezeu. Deci te chinui să-ți faci o țară. În parte este opera oamenilor. Da. E, nu știu dacă oamenii ăia vor fi atât de imbecili încât să accepte niște cretini, care niște programe ale unor cretini. Nu știu. Da, dar programele îi duc la faliment. Cum văd eu lucrurile? Lumea asta începe să fie condusă de câteva zeci de multinaționale, care sunt atât de puternice, care și-au pus guverne, da, în urma unui plan de zeci de ani. Păi, de-aia vedem guvernele astea în toată Europa conduse de niște tâmpiți, niște descreierați, păi, niște oameni care nu apără interesul național. L-ați văzut pe domnul Schwab de la Forumul Economic de la Davos cum ne-a explicat, domne, cum au școlit ei sute și mii de viitori. Vezi că jumate din guverne sunt ale lor. Ei controlează justițiile în toate statele pe declarațiile la Davos, care sunt de un nazism pur. Că noi reducem populația, că noi facem, trebuia să se fie luați imediat cu cătușe de acolo, după asemenea declarații. Vezi că nu se întâmplă nimic, terenul e pregătit. Ei pot să facă ce? Sexuală. Și Olanda, fiindcă o redută care stă la nivel de mici producători, foarte mulți acolo, și pare că Olanda e de neatins. Dar dacă îi falimentează prin măsuri de astea, că ei se supun legilor. Păi nu sunt, vezi, românul e indisciplinat, așa, poate nu acceptă ușor. Nu știu, dar vezi că nu mai produc nici ei? Cât vor rezista așa? Poliția bate la ei ca la fasole, pentru că de regulă polițiile nu mai sunt dintre ei, sunt dintre cei care au venit în Europa de alte naționalități și n-au nicio greață să le ia la bătaie pe olandez, chiar dacă el are cetățenie olandeză, dar el în spate e de prin Arabia, de prin India, de prin alte state de unde au venit și s-au stabilit în Europa. Păi asta a fost o politică, pentru că nu trebuie multe armate. Trebuie să ai puține armate și determinate ca să spui o populație în genunchi. De-aia e interesant cazul Olanda. Da, e interesant. Și asta va fi un exemplu cu care se începe. Dacă Olanda pică, o să pice multe alte state. Dacă dărâmă reduta olandeză, să cam alege praful și pulbere. Dar una peste alta, domnilor și domnilor, zicala de care râdeam noi la început, că oamenii nu vor mai avea nimic și vor începe să fie din ce în ce mai fericiți, începe să devină, din nefericire pentru toți, tot mai mult o realitate. Nu vei avea nimic și vei fi fericit. Statele Unite nu vor mai fi o superputere, alte țări vor domina lumea. O să mănânci mult mai puțină carne. Va fi doar o gustare ocazională, nu obișnuită. Totul pentru mediu și sănătatea noastră. 1 miliard de oameni vor fi relocați din cauza schimbărilor climatice. Va trebui să fim pregătiți să primim și să integrăm refugiații. Și în acest context să ne aducem aminte ce spunea și faimoasa doamnă Oana Bogdan, arhitect la Bruxelles și fostă membră a Partidului Plus, apropiată a lui Dacian Cioloș, despre renunțarea benevolă la proprietate. Cred că un pas important al omenirii va fi cel al renunțării la proprietate. Când nu vor mai exista teritorii care să aparțină unui om, trib, neam sau corporație, vom reuși să conviețuim armonios pe planeta Pământ. Eu am încredere că acest lucru se va întâmpla în timpul vieții mele. Domnul general Barbu, când a lansat doamna asta în eter declarațiile astea, râdeam toți și ne tăvăleam și ziceam că e topălunate, că ce zice și ce gânduri de socialism multilateral dezvoltat și de trai în foarte comun are ea în plan. Iertați-mă, dar ușor, ușor se întâmplă exact ce zice doamna asta. Și din vari motive. Iar aia cu renunțarea la proprietate e foarte simplu. Când o să vină să te execute multinaționale care îți vând curent și gaze pe bani foarte mult și nu o să ai bani, o să-ți vinzi proprietatea pe 2 lei și 15 bani și o să te muți la țărănoaia de unde o să te evacuezi și de acolo. Mai greu în România, că suntem 90% proprietari, dar în Occident, ca la venirea comuniștilor. O să ții pe toți să ia fără case vreo 80%, că da, ei vor să nu mai aibă alții case. Ca să stai în casele lor. Exact. Să care au case. Așa a reușit comunismul. Sau să fie ale statului sau ale cui. Corect, da. Căci doamna s-a oprit la ideea de stat. A zis nu individ, a zis multinațională, dar n-a zis dispar statele. Nu e specificat în niciun program neomarxist a cui va fi proprietar. Foarte nu întâmplător.
Pentru că proprietatea va continua să existe în mâna celor care îi stipendiază pe toți ăștia. Domnule, stați un pic, că s-a tot vorbit de planul ăla cu proprietățile mici și fărâmițate, domnule general, da, care să se vândă la bucată din neputință financiară de a le întreține. Băncile care le execută n-au ce dracu să facă cu ele, că nu o să se facă investitori imobiliari și o să le vândă bulk spre aia care conduc omenirea, despre care vorbește domnul Șerbănescu, care vor cumpăra blocuri probabil la prețul unui apartament. Și mai un element, Victor, sau o goare întreagă. Îți vor da un venit, ca lumea să accepte, vor da un venit minim garantat. Să spunem că vor spune azi tu, cetățean, care nu mai poți să-ți plătești facturile și băncile, ratele, vei primi 3.000 de lei pe lună ca să trăiești liniștit, dar renunți la proprietate, te duci și te vaccinezi, arăți că ești un cetățean model și faci ce spunem noi. Asta e. Eu cred că nu 3.000, 30 de lei. Noi n-am trecut prin faza asta, noi n-am... Păi da, și vă e dor să o luăm iar de la capăt? Nu, adică dar eu am gândit că este irreversibilă situația. Dar mulți dintre noi au gândit-o. Deci eu nu m-am gândit niciodată că mă pot întoarce de unde am plecat până în 90. Cum să vă spun, dacă vă mai fac vreunii comuniști pe noastră, PSD-iștii, stânga adevărată și autentică, eu zic să-i dați în judecată, domne, că e pe negrile, deci pe o scară a comunismului, nu sunteți nici măcar la 5 din 100 domne, uite, față de ce. A trebuit să vină dumneavoastră emisiune să-mi dau seama că sunt de fericit. Eu n-am casă, n-am proprietate. Păi așa și că aveți vreun motiv de nefericire? Deci deja faci propagandă pentru viitorul regim. Da. Acum vă pregătiți trecerea la USR Plus sau la Reper? Iertați-mă. Nu mai știu, ăștia au multe denumiri la partide. Acum știți cum e. La New Europe. Să vă uitați, nu mai e Reper. Să vă uitați la Reperul ăsta, atenție mare, că da? De când a plecat Cioloș. Se cheamă Reper. A plecat. Și a plecat. Uitați-vă la Cioloș și la Reperul ăsta, care sunt de nimica. Da? Și acum, odată cu venirea lui cumătru ăsta, cum îl cheamă, Macron. Da. Uitați-vă la ei. Venirea unde lui cumătru? Da. Cumătru e mai de mult. Dar acum la olandezi ea nu pot să le doresc numai poftă bună. La noi nu se va întâmpla acest lucru. Nici cu lăcustele, nici cu... De ce vă faceți? Nu se va întâmpla acest lucru, pentru că noi suntem români, mai avem fibre de români. Eu cred că înțelegi? Vom fel, mânca noi lăcustele. La fel ca și cu, la fel ca și cu aceste chestii, cu apartamentele, nene. S-ar putea focul să ne ajungem aici. Focul la ei, păstă ei, tată. Ziceți? Iar norocul României, norocul României, care? Este că nu mai există USR-ul. Cum nu există? Și nici nu va mai exista. Are 10% în Parlament, domnul Cristian. 10% eventual și când se scoate din cred că norocul României va fi că ne vor rupe de vest ca politici și vom face politica noastră. Gândiți-vă și ce așa se prefigurează ca este Europei dat un exemplu, apropo să se separe de vest. Apropo de energie, uitați-vă ce s-a întâmplat cu USR-ul care aplaudau frenetic și ce s-a întâmplat în energie. Avem datorii de 1 miliard de lei datorită lor cu vaccinurile. Da, și mai vreau să revin. Un miliard de euro, îmi cer scuze. Zis, uite, dar DNA-ul nu-i caută, îl caută pe Chesnoiu și pe Daia. Nu, dar stați un pic. Dar vreau să vă spun ceva. La urmă, ce, dumneavoastră zici, o ardeți așa foarte puternic și naționalist, că focul ei, că la noi nu o să se întâmple niciodată. Dar nu v-a spus domnul Șerbănescu, dar îl completez eu. Există multinaționale, și nu una, două, care au bugete infinit mai mari decât bugetele români, da, bugetele anuale ale României, da, care sunt la noi. Și care sunt la noi. Așa este, avem niște bâte, domnul Ciutacu, avem niște bâte și ne punem noi cu joarda pe ei? Da. Haide, domnul. Auziți, suntem, cât suntem? 19 milioane? Sau cât auziți ăștia că suntem acum la recensământ? 19 milioane suntem pe listele de vot. Plătitori de taxe și impozite. Apropo, vreau acum când am văzut și chestia cu Ținutul Secuiesc să vă... N-aveți numărul lui Helvig? Numărul de telefon lui Helvig? Să-i dăm un telefon să-i spune că până se trezește Helvig, o să ne trezim cu o gaură în țară. Ziceți dumneavoastră. O să ne trezim cu o gaură în țară de nu să știm unde-i nici Partiul Unguresc, nici Ținutul Secuiesc. N-au fugit ea cu Ardealul nici când era cu Ardealul. Nu e vorba de fugit, e vorba de ceea ce se întâmplă, că eu nu, încă o dată revin un pic, eu n-am treabă cu discursul lui Orban. S-a dus și în America, a făcut. Unu, nu face de la noi chestia asta. În America a fost foarte bun discursul. Eu nu comentez discursul lui. Nu comentez discursul lui. Dom'le, du-te la Balaton, nu vine la Tușnad să provoci niște chestii aici. La Tușvanioș, cum îi zice. Da, nu se mai cheamă Tușnad, de Tușvanioș. Uite, chiar acum poate să uite domnul Helvig la televizor. Domnul Helvig. Dar vreți să neapărat să vorbiți cu domnul Helvig? Vreau, da. Vă dau un dar dumneavoastră de la Satul Mare știți că am mai fost de mai multe ori și prin domnule, Satul Mare și a avut discuții de genul ăsta. În Satul Mare, primarul... Ascultați-vă 20 de secunde. Păi ziceți-mi cum stați cu compoziția etnică. În Satul Mare, primarul ungur, pe Șnecos, județeanul, da, unde mere, au concesionat în inima orașului, în centrul, da, istoric al orașului, 3500 de metri unei firme maghiare pe 50 de ani. Dom'le, unei firme maghiare pe 50 de ani. Și... cea care lua hotelul de acolo.
Așa și? Păi și care? De ce n-a venit o firmă românească să ceară concesiuni? Că așa au făcut hotărârea de Consiliul Local, domnul! Așa au făcut hotărârea de Consiliul Local. Iar în satul mare noi ne furăm căciula. Ungurii sunt 35%, noi suntem 65%, au primar, președinte Consiliul Județean. La pentru ce pentru că există trădări la nivelul partidelor acolo, care își pun candidați în loc să meargă cu candidat unic. Și atunci voturile se împart, ungurii râd de noi, înțelegeți? Și dăm în inima orașului satul mare, 3500, păi vin ungurii, fac și un gard acolo și pământ unguresc, poftim? Nu, nu și simbolistic, nu este. Nu e pământ și simbolistic unguresc. Să dai 3500, legal vorbind, 3500 de euro, 3500 de metri pătrați unei firme care a luat, firma de casa lui Orban, care a luat hotelul Dacia din satul mare, mă înțelegeți? De ce n-a luat hotelul Dacia din satul mare o firmă românească, domne? De ce n-a luat? Da. Pentru că de la început s-a vândut, a luat-o fostul președinte al Consiliului Județean satul mare, sau popiștii. A mers cu banii de la Budapesta și a luat banii. Că noi, dacă mergeai să luai hotelul, vine de neau peste tine. Spun aceste lucruri în conferință de presă în satul mare. Corupția primarului de acolo, tot ce s-a întâmplat, furăciunile, firmele maghiare care vin și câștigă toate licitațiile, vine de neau, într-adevăr. Așa. Și am înțeles că domnul de la Dinea, de la Oradea, după toate percheziții, s-a dus la primar în birou și a zis: stați liniștit, a trebuit să o facem, că era presiune, Cristescu e nebun, a zis că dumneavoastră ciordiți. Cum să zic că dumneavoastră că sunteți nebun? Pe mine asta mă indignează. Îmi pare rău pe cuvântul meu, domnule, ce se întâmplă în momentul ăsta. Domnul Helvig, dacă putea să trezor, vă rog mult de tot, treziți-vă. Gata, domnule, v-a auzit. Domnul Helvig, l-ați auzit pe domnul Cristescu, uitați-vă la televizor, breaking news. Domnilor, într-o zi extrem de încordată, în care vorba aia, s-a vorbit despre capacitatea sau incapacitatea populației de a-și plăti facturile, despre capacitatea sau mai ales incapacitatea populației de a-și plăti ratele la bănci și, în general, despre spectrul falimentului care plutește asupra țării noastre, există și o categorie de oameni foarte fericiți, foarte veseli și foarte relaxați, care emit tot soiul de, hai să răspundem, înțelepciuni pe care sau care doar pe ei atâta distra. Hai să-i vedem. Hai să fim coerenți. Nu mi-am schimbat părerea până acum și nici nu o să mă schimb vreodată. Acea liberalizare a prețurilor în energie a fost o tâmpenie. În primul rând, e o onoare să fii prim-ministru, nu e pe dorințe. Dorința mea ține de votul colegilor mei. Cred că nu a fost bine prezentat și argumentat. Dar domnul Rafila a ieșit cu un anunț de prevenție. Nu a fost de rea intenția domnului ministru. Părerea mea că trebuie să lucreze mai bine cu echipa de comunicare pe care o are la minister sau să o schimbe. Că nu e nicio rușine când mai schimb când ceva nu funcționează. Dacă vrem să fim eficienți și să prindem trenul, poate să prindem trenul, poate... Încep să fugi după iepuri prin pădure, să-i prinzi de urechi. Suntem în empatie totală, nu este deloc, nu mai plăcut, nu este ușor să plătești sume mai mari. N-are niciun rost ca noi, ca și dumneavoastră, să mai vindem iluzii. Eu nu dau sfaturi acum românilor. Vă mulțumesc foarte mult. Să aveți o vacanță plăcută și inflație scăzută. Sunt cumva așa, onorat de grija pe care ne-o acordă domnul Isărescu și de empatia de la distanță pe care ne-o poartă pentru ratele... Domnul Isărescu practică... E de la ocult. Nu știu. Poate să fie, nu mă interesează. Nu asta e important. Important este faptul că dacă eu studiez documentele Băncii Naționale, Banca Națională are un singur obiectiv: să controleze prețurile. Dacă mă uit ce face domnul Isărescu, el nu are nicio legătură cu această poveste. El are un alt scop, pe care și-l realizează perfect, anume ca încasările în lei ale multinaționalelor să nu cumva se valoreze mai puțin în euro sau în dolari în care își țin aceste multinaționale contabilitatea. Și își realizează acest scop pe seama românilor. Își realizează acest scop și din cauza aceasta este și etern în acea funcție de guvernator. Cum puteți explica, domnul
Ciutacu, că nu vorbim din teorii. Da. Cum puteți explica că într-o țară în care inflația este 15% cel puțin, leul care este reprezentantul acestei țări se apreciază, nu se devalorizează față de euro, care este... Mi-e greu să vă cum să spun? Păi în zona problemă... euro sunt 7-8% inflația. Da. În România e 15%. Unde e diferența? E pe capul românilor, domnule. Pentru că el numai asta face. Nu a face. Și păcălește pe toți. Toți sunt în extaz ce face Isărescu. Și mai vine și ne mai dă și domnul sfaturi. Domnul Șerbănescu, eu interpretez puțin ce a zis domnul Isărescu. Păi cum chiar puțin? Interpretez ca un reproș, dar îmi pare că nu-l spune, la adresa guvernanților care fac prostii. Dar nu e suficient de determinat să ne dai și niște exemple. Ziceți, nu? Dar eu așa văd ca mesaj. Dumneavoastră chiar și faptul că ne spune că ne așteaptă 2 ani. Păi nu, totuși asta... ținerea valutei sub control e un lucru mare. La ce fac guvernanții noștri? Care e lucru mare, la frate? La ce vânzare de țară au făcut? Totuși Banca Națională a intervenit și a ținut cursul leu dolar și euro. Păi cum foarte, să-l ții, domne, foarte este, pe loc. Este absurd e părerea ții. Mea. Este absurd să-l ții. Nu știu, dar dacă i-ar da drumul și n-ar interveni, cum am rezistat noi firmele mici și... Ce legătură au firmele? Păi, că n-au nicio legătură cu povestea asta. Are foarte mare legătură. N-au nicio legătură, domnule. Eu zic că dacă cursul ar zbura, ar zbura și să înceapă... Okay, deci am mai trecut prin perioada alea, când totul valora peste noapte dublu. Au fost, domnule, când a fost? Prin 96. În toată Europa de Est. La 96. În toată Europa. A trecut de la 2-3 mii la 8 mii, ceva de genul ăsta. A fost de... cursul. Exact. Când a bubuit, da. Și eu n-aș mai vrea să trec prin vremurile acele nenorocite. Să vi se întâmple mai repede decât vă închipuiți, domnul Savaliuc Breaking. Doamne, aveți legătură? Domnilor, veștea momentului, Ucraina este la un pas să organizeze referendum pentru legalizarea căsătorilor între persoane de același sex cu modificarea Constituției în acest sens. Asta în condițiile în care alegerile prezidențiale și cele parlamentare nu pot fi organizate pentru că în țară a fost decretată legea marțială. Colegul meu Ionuț Grigore vine cu toate detaliile. Bună seara, Ioane! Bună seara, bun găsit tuturor. Într-adevăr, pentru că petiția are peste 28.000 de semnături, înseamnă că e suficient pentru a declanșa automat luarea în considerare a președintelui înainte de a fi propusă parlamentului. Iar președintele Zelenski are acum 10 zile pentru a răspunde. Exact ce spuneai și tu, e foarte interesant de văzut dacă se va organiza în plin război un referendum pe tema asta, deoarece, pe de altă parte, consilierul șefului biroului președintelui, într-un interviu acordat celor de la BBC Ucraina, a menționat că în timpul legii marțiale, ce spuneai și tu, alegerile din Ucraina nu pot fi organizate, astfel încât, din punct de vedere tehnic, se dovedește că războiul se va încheia sub președinția lui Zelenski. Mai exact, pentru referendum, pentru legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex, se mai gândesc pentru alegeri exclus. Mulțumesc mult, domnul general. Dincolo de strania apetență pentru organizarea unui referendum de modificare a Constituției în plin război și întrebarea mea e, ăia din zonele ocupate de ruși și care au roit-o din Ucraina să întorc înapoi în țară să voteze la referendum dacă sunt de acord cu legalizarea căsătorilor homosexuale, îmi place partea aia fermă. Și doar alegeri parlamentare și prezidenti, Doamne ferește, e stare de urgență. Păi stai, frate, stare de urgență. Zici, legea marțială, legea Dumnezeu. Marțială, legea marțială nu e și când să face referendumul pentru... Marea Olimpiadă de sex fără restrângeri? Din păcate, legea marțială nu spune că nu se pot organiza referendumuri. Dar deci alegeri nu poți să organizezi? Alegeri nu poți să organizezi. Și referendumuri poți să faci? Referendumuri, da. El poate de alea să... nu se organizează în același mod ca și alegerile? Vine lumea să așează la coadă și votează? Nu se pune problema de aspect politic. Se pune problema numai de interferență cu cetățeanul. Nu, și dacă dă rusul la... cu bombardeaua la coadă, la vot, da, la legalizarea căsătorilor homosexuale. Asta este o altă discuție. Întreb și eu. Poate să fie... Omul ăla apără poporul, sau ce puțin așa zice. Se poate, dar ideea este că întoarcerea aceasta este forțată de împrejurări la ucrainieni. Adică ei ar trebui să iau un sfert de țară ruină, la propriu, da?
Și grija lor este că nu se puteau însura fetițele? Păi de aceea spun că au o grijă. Sunt cumva ușor forțați de împrejurări să facă acest lucru, chiar în condiții mai puțin normale de război. Poftim, pentru că e război la ei în orice colț, ați văzut. Chiar dacă poate că acum mai mult partea de est sau partea de sud, dar acolo unde sunt obiective militare, nu știi când vine racheta rusului. Pe asta zic. Sigur. Și ea o să se grăbească să ducă la referendum să voteze. Dar chiar, domnul, stați un pic, domnul Cristescu, că sunteți la guvernare acum. Dacă se face referendum, trebuie să voteze și ucrainenii din afara granițelor, că au și ei dreptul să voteze. Înțeleg care și-au păstrat cetățenii. Da, ucrainenii din România, ăia le organizați secție de votare în centru vechi, la ăia de stau la Marmoro și la hotelurile de 5 stele, ca să voteze pentru comuniunea verghetelor între om și om. Vorba lui Alice Drăghici, de aia nu mai plouă că se pupă bărbat cu bărbat. Ziceți că trebuie să faceți, că e pe drepturile omului. Orice pentru ei, sigur că da. Cum să nu facem? Adică... Da, facem. Facem. Deci odată ați făcut un referendum pentru o familie tradițională care nu va ieși aici în România. Că cum a spus filozofa greacă Andreea Bălan, dragostea nu se votează. Dar pare că dragostea e la altă să votează la Ucraina. Le pune și o poză cu Carl Schwab. Aveți poza cu Carl Schwab? Cu? Cu Carl Schwab ăla. Cu, dar nu știu dacă e el. Dragostea e mare, așa? Sexul nu mai contează. Asta e vorbă veche. Păi e veche și asta vă întreb. Prioritatea unei țări aflată, repet, la rasul pământului. Asta e omul, măi, omul. Ce contează politicul? Haide, ce? Hai să fim. Era domnul să zic ceva, Cristescu a spus foarte bine. Domnul Cristescu, vă rog, vă întreb așa, nu mai zic vorba aia păcătoasă, că am primit reproșuri foarte mult. Grija, repet, a unui regim politic este să legifereze un anume tip de căsătorie, care ar fi el, urs, curs... Da, domnul Ciutacu, pentru că face orice pentru fericirea populației. Păi, dar pentru fericirea populației am înțeles că se luptă cu rusul până la ultimul rus, a zis. Da, și uite, le spune poate, fiecare nu ar poate n-am ucrainian. Poate e un motiv ascuns. Confundația asta rusii cu... Până la ultimul ucrainian rămâne, da. Poate e un motiv ascuns și nu se pot căsători rușii cu ucrainienii, soldații. Eu știu. Nu știu care o fi adevărat. Și nu, dar cum să se refacă... Domnule, totul după chipul și asemenea președintelui, ce dracu vorbim? Hai, măi, dar pe bune, domnule, țara e bombardată. Bă, deci iese ăla grav și zice, au ocupat centrala de la Zaporojie. E de 6 ori mai periculoasă decât Cernobâlul. O aruncă ăștia în aer, ne ducem dracu cu toții. Și iese a doua zi și zice, și cu referendumul pentru căsătorile homosexuale, iau în considerare. Ar fi mai simplu, ar fi mai simplu. Ați făcut armata, nu? Da. Pe vremea lui Nenic. Bun, și nu mai bine ne-ar da niște bromură ca să nu mai faci cu referendumul ăsta, că am băut la bromură amândoi prin armată. Dar cum se reface? Se refac... Eu n-am făcut armata, îmi pare rău. Nu știu cum se refac efectivele. Niște bromură! Cum se refac bromură efectivele, domne? Domne, trebuie să avem grijă de efective. Păi nu, că e cu mercenari acum. Angajează mercenari din afară. Da. Hai, că, uite, ne mutăm. Ne mutăm la susținătorii Ucrainei. Slava Ucrainii, Breaking News. Mandatul lui Olaf Scholz atârnă de un fir foarte subțire. Mail-urile cancelarului german au fost verificate în cadrul unei investigații în scandalul Camex Files, o fraudă fiscală privind dividendele. Este al cincilea șef de guvern care are mari probleme după ce s-a poziționat ferm împotriva lui Putin. Hai să vedem. Deci, domnule, dar Iohannis al nostru se simte bine? Că și el era poziționat. Da. Nu era și el între... Așa, că, dar n-a fost și el în Ucraina? N-a fost în trenul ăla. A fost cu alt tren. Dar, domnul general, ăștia par rovistos de ghinion, ăștia care s-au unit forțele împotriva lui Putin. Mai puțin Iohannis.
Și se întâmplă, ați văzut, vreo doi au demisionat pe nepusă masă, pe Boris Johnson l-au gonit aia, cum l-au gonit de acolo, acu ăsta al nemților. Deci au stat socialiștii după a bătrână, după Merkel, vreo 20 de ani de zile până să ajungă și pe ei rândul la guvernare. Și când i-a ajuns rândul la guvernare, l-a luat pe ăsta statul de drept, că atunci când era primar la Hamburg, care cred că are bugetul cam ca România așa, a băgat vastul în Caraiman. Da, totul e numai de ghinion și de consecințe, nu? Altfel, da, Putin e un tip prăbușit care nu mai reușește. E o întâmplare întâmplătoare, că se întâmplă cu toată lumea care a fost da, acolo. Da, întrebarea e acum, la casele de pariuri, eu aș face cine e ăla care pică săptămâna viitoare, din larga coaliție. Păi, dacă ne uităm pe fotografii așa, pe care l-am văzut prin zona aceea, putem să ne imaginăm pe unde se mai duce ținta, pe unde ar putea fi ținta. Bun, e clar că într-un anumit moment lucrurile acestea se răscolesc și iată că s-au răscolit în Italia, în Franța, în Marea Britanie, în Germania, în Estonia, se răscolesc peste tot. Unde nu se răscolesc însă? Și asta mă doare pe mine foarte, foarte tare. Stai cu toții, nu? Nu. La Budapesta. Păi stați un pic, acolo nu se răscolește. Omul acolo nu se răscolesc deloc lucrurile acestea. În condițiile în care ne-am trezit, că am fost puși într-o situație foarte, foarte delicată cu totul. Auziți, am fost puși într-o situație delicată, dar dacă nu ne răscolim noi, de ce să vă așteptați să răscolească la Budapest? Nu, și asta vreau să spun. Vedeți că și răscoala asta, răscolitul ăsta, este pe prietenii, pe... Și Orban a făcut, nu trebuie să fii pe față de ce a spus Orban aici, nu trebuie să fie pe prietenie. Și a zis, domnule, a venit și a încercat apa. Dar la Scholz, atenție, da. La Scholz e cam a treia încercare. Nu a fost cu drogurile, cu drogurile. Festivalul. Da. Doi, cu femeile. În fundul curții, da, niște documente. Da, că i-a mâncat vulpile, documentele secrete. Documente, și a treia încercare le iese. Păi, pare că da. Le iese. Dar acum spunea domnul general de Orban. Acum, prietenia s-a strâns între Orban și Putin, o vedem, o știm cu toți, o simțim. Sigur. Ați văzut ce a făcut Orban, în afară că s-a urinat și la noi în Tușna, s-a urinat și pe la convenția asta republicană. Ori știe ce nu știm noi, ori se duce și el militar când pleacă Putin. Sunt două variante. El joacă altceva decât ceilalți lideri europeni. Joacă altceva. El deocamdată și-a asigurat, a venit la noi, ne-a păcălit pe aici, a zis, bă, cum stați cu gazul voi, că o să fie criză. Vine aici, în vizită mare, Siarto, cu totul și cu totul alt scop. Siarto, care da. A umblat toată lumea ministrul în pandemie, atenție, da. Pleacă la Budapesta, după ce zice, domnule, a venit Siarto că au probleme cu gazul și face contract pe 15 ani cu Gazpromul. La un preț avantajos. Da. Da, și vine la noi și ne plimba pe la nasul, nu știu ce. Păi Siarto, și mă, noi, și atunci ce... Domnul Helvig... Că pe 25 a făcut, nu pe 15. Nu, 15. Doar pe 15? Pe 15, pe 15. Da, iertați-mă, și atunci ce interes ar avea populația Ungariei care plătește un preț decent la consumul de utilități să-l înjure pe Orban? Dumnezeu, eu Orban nu e jurat la el. Crezi că în jură nu le jură? Eu zic la Qatar și cetățean al țării. Dar să vii în România și să-ți permiți să spui de trei patrioți români care au avut pancarta aia cu transferarea pentru românesc. Răducule și-a permis pentru că a putut. Domnul Helvig. Hai, domnule, lăsați-mă că miliția e la voi. Sau mă rog, dar cum o trubodă, la cine e? Încă o dată, serviciile de informații ale noastre, văd că adoptă o tactică asta de prudență, stai să vedem, stai nu știu ce, în condițiile în care, domnule, și situația la graniță e periculoasă, în condițiile în care Victor Orban spune, domnule, noi ne-am gândit, dacă le iese jocul cu Putin, că am vrea Zacarpatia și Transilvania. Pe ei doar, v-am spus, ziceți, domnul Ciutacu, sunt de acolo, au un plan de care se țin de 30 de ani. De care să iei la tine, de 30 de ani au un plan, ei au visul ăsta cu Ungaria Mare. Jocul istoric, ce se întâmplă acum, așa, le dă apă la moară. De ce? Pentru că e tata Putin acolo care și a zis, bă, dacă... avem noi conducători slabi. Așa, și mizează foarte mult, atenție, mizează foarte mult pe revenirea republicanilor și a lui Trump în general, dacă nu pleacă Trump militar. Scoateți-i de la guvernare, dacă sunteți. Pe cine? Nu depinde de mine. Nu vedeți că se roagă Ciucă de să vină să dea explicații, doar în cot? În cot. Îi doare în cot, înțelegeți? Deci de asta e important. Le dăm mediu la ungur, da? Acolo. Le dăm mediu la ungur. Ce fac oamenii acum? Doamnul Tantos Barna, prin a cărui cumnat cumpără terenuri în Mureș. Păi acum, în momentul ăla. Îi dăm acolo, ce face omul? Au nevoie oamenii de bani, blocăm și România, ordonanța 57, băgăm ONG-urile înapoi,
pe arii protejate. Acolo, da? La urși, da. La... Novak, la Novak, la... își ia bani din bugete, Novak ăsta de care spuneați dumneavoastră ministru, așa, nu-i deranjează nimeni. Din 90, în afară de Laszlo Borbély, pe care l-au speriat un pic, ați văzut cu Vereștoi, ăla care ne-a tăiat pădurile, ați văzut vreun demnitar, vreun ministru anchetat, urmărit în afară de la ANRP, fugit în, la Budapesta? Marcotilă. Domnul Cristescu, dar de ce nu schimbați legea care a permis ONG-urilor de mediu să aibă calitate procesuală de drept, ci să blocheze în instanțe toate lucrările românilor și paralelate să le discuție, să vă spun că hidrocentrale blocate de un ONG unguresc, de omnibus. Faceți ceva. Domnule, vă anunț un lucru. Niciun plan nu va reuși pentru că există o stabilă la fruntarii domnilor și domnilor Breaking News. Vorbim despre fostul primar al Timișoarei, profesor Nicolae Robu, care a trecut la un alt nivel. El a lăsat primăria, mă rog, a lăsat primăria pe el, pentru actorie. După ce a fost pe rând cântăreț, fotbalist și notător, domnul Robu joacă acum alături de Smiley într-un film, în rolul de primar al Timișoarei. Nu mă întorc pe cea niciodată. Bună, Alex! Ce faci? Ce faci în Timișoara? E poveste lungă. Vă sun eu și vă povestesc. Am un eveniment frumos în perioada următoare. Trebuie să decernez un premiu unui om cu merite deosebite. Ce-ar fi să facem o surpriză și să-l decernez tu? Când e? Acum, pe 9. Hai că poate facem. Mulțumesc. Ne vedem. Ne vedem, da, ne auzim. Sigur. Numai ne bine. Date. Pa! Dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le-mi vor sparge vânturile, valurile. Dintre păsări călătoare ce străbat pământurile. Dubai, Dubai, viață ca lai, ratatatututa. Dubai, Dubai, și mulți parai, viață de lux nu să ai. Este, domnule. Promite, promite. S-a născut alene și mare speranță. Multilateral dezvoltat. De ce, domnule? Voi aveți unul la partid, voi care știe și cu sportul, și cu actoria, și cu profesoria, și cu, cu ce mai știe domnul Robu, domnule? Cu muzica. Noi avem oameni serioși în partid, avem bufone. Păi și ce, domnul Robu, nu e om serios? Domnule, dacă era serios, câștiga primăria. Ce făcea? Câștiga primăria, că Frițăla... A, păi vi se pare că Frițăla e serios? Nu, nu, Frița câștiga, atenție, Frița câștiga primăria. Pă, nu v-aș vrea să folosesc un cuvânt dur. Pă, ziceți. Imbecilitatea lui Robu. Deci Robu a fost un primar catastrofal pentru Timișoara. De ce a fost Robu? Și a apărut Nemțilă, a apărut alt Nemțilă. Și vi se pare că a fost un primar foarte slab pentru Timișoara. Și vi se pare că ăsta... Nu, păi tocmai asta este, că a câștigat, a câștigat Fritz, pentru că omul nu și-a făcut treaba ca primar. Așa de bufon e bun. Și-a vopsit părul cu cromoplatin, cu ce a găsit acum. Păi și ce, dumneavoastră, s-a interzis cromoplatinul, n-am înțeles. V-am răspuns la faptul că în Partidul Social-Democrat sunt oameni serioși care se preocupă de ce se întâmplă în țara acum și nu avem bufoni care să cânte, să joace în filme. Sunteți cu bufonii la masă la guvernare, domnule. Sunt mulți bufoni acolo, da. Adică unul, e Popescu, altul nu mai. Să știți că această coaliție și această guvernare chiar funcționează. Dom'le, dar și într-un coș, dacă, și într-un coș, dacă pui un măr stricat, ți le strică și pe celălalt. Hai, bă, domnul Popescu v-a stricat acolo atmosfera. Dom'le, de competență. Dom'le, Popescu, serioză. Că vorbeam de inflație și spune, da, avem o inflație de 15%. Dom'le, această inflație, la noi, nu putem da vina pe război, nu putem da vina pe nimic. Doar pe această liberalizare idiotă, haotică și tâmpită a unui om, exact cum am explicat că e liberalizarea asta. Politicos că sunteți de 9 luni de zile la guvernare, domnul Cristescu. Dacă ați uitat, adică n-ați vrea să vă... Și dacă da... n-aveți dumneavoastră timp acum să spun măsurile care au PSD-ul și ce, da, ce măsuri de sprijin a venit pentru populație. Goniți imediat pe toți și îmi spuneți atunci cu măsurile de sprijin. Până atunci, doamnelor și domnilor, hai să ne întoarcem un pic la conflictul ruso-ucrainean, care de cele mai multe ori în ultima vreme, dincolo de tragediile pe care le produce, generează și hohote de râs, că nu mai știu ce să mai facă, domnule general, cu propaganda asta tembele și aruncă toți în niște acțiuni pe care pur și simplu nu le pot controla. Hai să vedem ce publică propaganda rusă cu foarte mare emfază. Este o imagine absolut senzațională.
Deci, fostul premier și președinte Dimitri Medvedev a ajuns ciuca miștourilor pe internet după ce a vizitat trupele din regiunea Orenburg, sigur, departe de Ucraina, să nu... Kremlin Pool, pagina oficială a jurnaliștilor acreditează la Kremlin, a distribuit pe Twitter mai multe fotografii din timpul vizitei lui Medvedev, îmbrăcat frumos în uniformă militară, evident. Un alt oficial rus a făcut o gafă de proporții și, de fapt, echipa lui de imagine. Dar, Dumnezeule, când publică cineva niște poze cu tine, te uiți și tu pe ele. Într-una din fotografiile de propagandă pe care o vedeți, mă rog, o vedeați adineauri, domnul Medvedev privește printr-un binoclu cu capacele puse. Domnul Jean. Păi, cred că e bine. Cred că asta este realitatea. Nu, omul ăsta a fost președintele, premierul și șeful companiei de gaze, asta Gazpromul, da, a unui stat eminamente militar, da? Și acum are o funcție puternică. E șeful Consiliului de Securitate. De chiar la Securitate. Nu, Patrușevui, Patrușevui la Consiliul Securitate. Să nu credem, Victor, tot ce vedem. Poate a pus binocul, nu vedea nimic, s-a uitat pe urmă la el și a văzut că e capace și l-a dat jos. Hai, Dimă, bă, mai dați-i odată poza. Stai, e prorus. Tu n-ai pus, uite, tu mă, n-ai pus binoclu vreodată, da, cu uite, capacea. Uite, pus. Da, asta e realitatea. Ia uite-le, mă, sunt cu ele întredeschise. Da, sunt ca termopanele, sunt ca termopanele la oscilobatante. Domnul Ciudat, eu cred că a înțeles despre ce e vorba, că nu trebuie să și vadă la ce se uită. Uite, domnule, ne-a spus domnul Șerbănescu, misterul. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în această seară memorabilă. Și vă las cu Marius Niță. Bună seara, Marius! Bună seara! Imediat vă aștept la ediția specială a știrilor cu filmul Crimelor familiei măcelărită de o rudă. 5 oameni omorâți pe rând nu au avut nicio șansă. Mama și copila de 5 ani găsite moarte împreună. Procurorii și legiștii sunt șocați de scena crimelor. Ce le-a spus criminalul anchetatorilor după ce a fost prins, aflați imediat. Alertă pe litoral, turiștii mor pe capete, salvamarii au ajuns la disperare. A avut loc și o intervenție cu elicopterul lângă plaja prezidențială. Străzi inundate în mai multe orașe după ruperile de nori, aflat și unde lovesc furtunile la finalul valului canicular. Iar o artistă a dus mașina în serviciu și a luat-o praf. Este uluitor cine a făcut accident cu autoturismul Cântăreței. Familia lui Culiță sterp pe urmele hoților. Investigatorul Luis Lazarus face reconstituirea jafului. Vă aștept și cu restul știrilor în doar câteva momente.